cu toate că asistența socială este un domeniu greu, m-a atras faptul că, sau m-a hrănit faptul că am avut foarte multe satisfacții după un efort îndelungat, atunci când vedeai zâmbetul copilului pe care l-ajutai sau al familiei sale, relaționez mult mai ușor cu beneficiarii mei în mediul lor. Acolo comunică mai ușor, sunt mai deschiși în a-și manifesta, nu știu, temerile, în a-și expune situația. Este foarte greu să comunici cu persoanele aflate în situație de vulnerabilitate, pentru că am observat că își pun o barieră. Și acea barieră este foarte, foarte greu de spart, de trecut. Le câștigi încrederea destul de greu, dar odată câștigată încrederea, îți devin parteneri în acest drum. Asistentul social, în primul rând, trebuie să sprijine și, în al doilea rând, să ghideze persoana aflată în risc pentru a-și descoperi resursele care să-l ajute să depășească respectiva vulnerabilitate. Cea mai mare satisfacție ca asistent social o am atunci când reușesc să asigur copilului accesul la servicii, ajut familia să-și obțină documentele necesare pentru a obține beneficiile și serviciile de care copilul are nevoie pentru a se recupera. Iar bucuria cea mai mare este atunci când copilul înregistrează progres, merge la școală, beneficiază de servicii. În felul acesta, familia se despovărează și înregistrează progres și implicit comunitatea înregistrează acest beneficiu. Ca să fii un asistent social bun, trebuie în primul rând să-ți placă să ajuți, să iubești oamenii și să vezi dincolo de cuvintele lor.